Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această zi am citit în presă, nu este foarte recentă această știre, însă vreau să o subliniez. Faptul că o familie de oameni de afaceri din Târgu Jiu, mai precis doamna acestei familii, a auzit de o bătrână de 99 de ani care stătea singură într-o casă care avea 200 de ani, o casă construită din chirpici și gata să se prăbușească peste sărmana bătrână, doamna Elena se numea, și s-a dus să-i facă o vizită. În momentul în care s-a dus să facă o vizită, și-a dat seama de durerea și povara bătrâneții, era singură această doamnă. Iar doamna Minodora, ca așa se numește Minodora Pătrășcoiu, s-a hotărât să o ia acasă. N-a avut nicio barieră din partea familiei. Bătrâna săracă trăia cu un sicriu în casă, imaginați-vă, un sicriu făcut de soțul în urmă cu 40 de ani. Gândindu-se ca vecinii să nu mai plătească la altcineva, dacă moare, să-i pună trupul în sicriu și totul să fie în felul acesta rezolvat. Însă această doamnă a avut o inimă bună. A luat-o acasă la dumnea ei. Mi se pare senzațional gestul acesta, într-o lume în care bătrânii sunt nebăgați în seamă, într-o lume în care România este în derivă, caută valori, caută direcții noi de mers. Ceea ce este esențial este că există și români cu inimă bună. Săptămâna viitoare vom avea la emisiunea noastră pe unul dintre românii care a luat 400 de oameni la el acasă. 400 de oameni. Dar știți, această sumă de oameni, 400, începe cu unul singur. Și există o carte veche pe care eu o stimez foarte mult, se numește Sfânta Scriptură, care zice: adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Este senzațional. Iată vești bune în România. O altă știre bună în România este că încă românii mai au gust pentru artă. De curând s-a deschis în Centru Vechi o galerie de artă foarte interesantă. Una dintre lucrări se numea Sex cu Dumnezeu, alta este o vulpe despuiată, uitați-vă la ea, care atrage atenția publicului. Oamenii s-au arătat foarte indignați de astfel de exponate. Bineînțeles că vulpea este confecționată din fibră de sticlă. Cadavrul ei a fost găsit undeva pe marginea drumului și niște artiști plastici au învelit acel cadavru și l-au făcut să arate ca un câine jupuit. Românii sunt sensibili la așa ceva, au chemat poliția și poliția deocamdată le-a cam închis galeria sub nervii celor care, mă rog, sunt artiști și au lucrat în felul acesta. Acum, vreau să vă întreb... E o știre bună, e o știre proastă, poliția a făcut bine, n-a făcut bine, artiștii au libertate totală să facă ce vor ei, să indigneze prin anumite gesturi, cum vi se pare? Aștept reacțiile dumneavoastră pe Facebook-ul nostru în această seară să ne spuneți cum vedeți această problemă. Pentru că mi-am adus aminte de o întâmplare de undeva din America, în care niște artiști celebri au trimis în contemporanitate acum niște lucrări ca să fie expuse într-o galerie și la un moment dat un mare artist a venit să-și vadă lucrarea și el acolo printre celelalte lucrări și în momentul în care a văzut numele lui scris deasupra, din josul unui exponat, a scos un urlet. Toți au venit să vadă ce s-a întâmplat și el a spus, ăla era ambalajul în care am trimis tabloul. Suntem într-o lume în care oamenii obișnuiți nu mai recunosc ambalajul și tabloul, adică arta a ajuns în astfel de dimensiuni și mi-am dat seama, ascultând o piesă de muzică contemporană, că aș putea să compun vreo 250 pe zi în contextul în care se pretează o muzică originală astăzi, cât mai trăznită, cu atât mai interesantă, cât mai insuportabilă, cu atât mai genială. Nu am înțeles niciodată arta asta, de aceea prefer să spun că poliția a făcut o chestie foarte bună, punând puțină plasă pe astfel de exponate și puține draperii ca să nu se mai vadă deocamdată. Oricum, România înaintează pe drumul acesta al artei, al cunoașterii, este un lucru bun, însă important este să avem totuși limite. Până unde mergem, nu-i așa? Știrea cea mai bună în această seară este că împreună cu noi se află doamna conferențiar universitar dr. Maria Nițescu. Bună seara, bine ați venit, mă bucur foarte mult
că ați venit împreună cu noi în seara aceasta. Bună seara! Mulțumesc mult de invitație! Cu mare drag! Doamna doctor este și cadru universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Ce predați, doamna doctor? Ce predați? Predau la anul 3 medicină, igienă. Este o materie destul de importantă, face parte din științele medicale preventive. Și la materia noastră predăm trei module: sănătatea în relație cu mediul, cu alte cuvinte, igiena mediului, apoi igiena alimentației și igiena copilului. O parte de medicină școlară, practic, foarte partea important. De prevenție. Foarte importante materiile dumneavoastră. Până când titlul emisiunii noastre va deveni realitate, ce mâncăm de sărbători, pentru că dumneavoastră sunteți specialistă în igienă alimentară și în ce mâncăm, aș vrea să le arăt, dragilor noștri telespectatori, un CV de 14 pagini are doamna doctor. M-a umilit așa în momentul în care am văzut CV-ul ăsta și încă e de anul trecut, că între timp au mai făcut mai multe lucruri. Vă felicit, doamna doctor, pentru munca aceasta titanică pe care ați făcut-o până la această la acest nivel. Mulțumesc frumos! Cum a început drumul dumneavoastră către medicină? Vreau să vă faceți în seara asta vulnerabilă și să ne povestiți de undeva de la Craiova sau din zonă. De pe lângă Craiova. De pe lângă Craiova, de unde? Se numește Scăiești, este la 25 de kilometri de Craiova, la 7 kilometri de Filiaș. Am absolvit școala generală din localitate, după care am mers la liceul sanitar în Craiova. Provin dintr-o familie cu trei fete. Tatăl nostru a decedat când eu eram în clasa a șaptea. Îmi pare rău. Dumnezeu să-l odihnească. Și mama, rămânând cu trei fete de 14, 13 și 10 ani, s-a muncit foarte mult ca noi să devenim oameni, să oamenii educați și să avem niște profesii pentru fete specifice. La vremea aceea mama ne vedea pe toate profesoare. Profesoare. Mama. Era visul ei ca noi să devenim profesoare. Îmi amintesc că în copilărie toate vacanțele cochetam cu ideea de școală, de profesor, fiind trei fete apropiate ca vârstă. Noi în casă ne jucam și cu păpușile, dar mai puțin. Și tot timpul ne jucam, da, învățătorul, da, inspectorul, da, elevul. Eu tot timpul eram inspectorul și surorile mele râd mereu de mine că întotdeauna îmi doream să fiu ceva peste ele. Erați la mijloc, să înțeleg. Eu sunt cea mijlocie. Și întâmplarea a făcut ca în anul în care am terminat școala generală, în Craiova, la liceul pedagogic, că ăsta era cursul firesc, da. Mai întâi învățătoare, după care să mergem la facultate să devenim profesor, nu s-a dat în anul respectiv la liceul pedagogic. Pentru că pe vremea respectivă nevoia de cadre era stabilită, planificată, nu știu din ce motive, nu s-a dat câțiva ani la rând admitere la liceul pedagogic. Și sora cea mare dăduse la liceul economic, pentru că mama, deși noi am învățat foarte bine tot timpul, a spus că nu ne dă la licee teoretice, gen matematică, fizică, Nicolae Bălcescu, frații Buzești, liceele cele mai bune din Craiova de la vremea respectivă, pentru că dacă nu reușim la facultate, ce facem? Și a zis, nu, trebuie să mergeți la licee unde să aveți și o meserie ușoară, frumoasă. Pe vremea aceea să spunem, dragilor noștri privitori, că cine termina un liceu economic sau un liceu pedagogic avea o slujbă asigurată de stat în mână. Da, avea o slujbă asigurată. Erai fie vânzător sau, mă rog, la liceu economic, comerciant, fie învățător, dacă ai terminat liceul pedagogic. Sau asistent medical, dacă făceai liceu sanitar. Așa am ajuns să fac liceu sanitar, deși toată copilăria fusesem învățător, profesor și inspector școlar.
Și cum v-ați adaptat la noua direcție? A fost destul de greu. Mi-aduc aminte de lunile de practică pe care le făceam în spital și întâmplarea a făcut să lucrez în niște secții mai dificile, cu pacienți cu probleme destul de grave, în neurochirurgie, de exemplu. Și acolo făceam munca de jos, adică îngrijirea, practic activitatea pe care o face infirmiera. Da. Și am hotărât în momentul acela că trebuie să fac mai mult decât să... pentru că pot mai mult și trebuie să fiu eu cea care decide ce trebuie să facă pacientul și eu să stabilesc ce trebuie să-i se facă pacientului și să facă altcineva lucrurile astea, pentru că nu mă vedeam deloc făcând chestia asta. Mai mult decât atât, m-am obișnuit foarte greu în mediul acela plin de suferință. Sunt o persoană mai sensibilă, așa, și practic preiau foarte mult, mă încarc cu suferința oamenilor de lângă mine și sigur nu reușeam să fac față meseriei în spital în condițiile acelea. Trebuie să spun ceva foarte important, dați-mi voie să spun, pentru că ați spus așa de frumos în săptămânile acelea de practică. Și vreau să lansez acum un cuvânt pentru toți studenții de la post-liceală, sanitar. Pe vremea când noi făceam liceu sanitar, pentru că am avut și eu plăcerea aceasta să fac liceu sanitar, ce să învățam 4 ani de liceu sanitar, nici dacă vă mai nașteți odată, nu puteți învăța voi în 3 ani de post-liceală. Și fără să fiu răutăcios, spun pentru că cunosc problema exact la rădăcină. Doar un student la post-liceală care este extrem de conștiincios va reuși să ajungă așa, poate la 3/4 de cât am fost noi după 4 ani de liceu sanitar, în care în fiecare vacanță făceai practică, în fiecare trimestru aveai practică serioasă în spital. Eu am făcut și intravenoase în spital, în clasa 9, în clasa 9, la 15 ani. Deci, țin minte că era domnul Sălăjan în salonul 2 la Spitalul Județean Arad, care era diabetic, salonul 2 era de amputați, așa mai departe. Nu îi găsea nimeni vena. Și eu, puși de 15 ani, îi găseam vena. Înțelegeți? Și mă lăsa asistenta, că eram brici la treaba asta. Adică făceam lucruri pe care astăzi unii te-ar închide în vest dacă ai face cu niște copii. Dar atunci eram foarte responsabil cu liceul sanitar. Și oamenii care ieșeau de pe băncile liceul sanitar făceau lucrare de diplomă. Eu am făcut astmul bronșii cu lucrare de diplomă, m-am chinuit de numai. Ce știam la 18 ani? E bine, am făcut treaba asta. Și cred că și dumneavoastră aveți același sentiment. Dumneavoastră cunoașteți, sunteți profesor universitar acum. Ați văzut nivelul de pregătire. Am dreptate sau vorbesc prostii? Aveți dreptate, pentru că școala avea altă ținută. Orele erau ore. Elevii veneau la școală să învețe. Practic, acum faci o facultate ca să ai o diplomă. La medicină, să spunem că lucrurile stau altfel cât de cât, pentru că nu poți să vii să iei o diplomă ca să o ții în buzunar. Dacă vii la medicină, probabil că te atrage ceva și că vrei să practici această meserie și atunci, vrei, nu vrei, trebuie să înveți. Dar nici la medicină nu sunt toți studenții de 9 și de 10. Nu știu ce vor face cei care sunt în coada clasamentului. Acum, fiind locuri la buget și locuri cu taxă, și în fiecare an făcându-se un clasament în ordinea mediilor și trecând primii 400 la buget, următorii 400 la taxă, ei chiar se stresează din cauza asta, pentru că mulți dintre ei nu își permit să plătească taxa, care, mă rog, nu este foarte mare, dar nu își permit și învață. Iar în ce privește partea asta practică, sigur că ar trebui făcut mai mult, pentru că de multe ori un student termină facultatea de medicină fără să facă o intravenoasă, fără să pună o branulă, fără să facă... Ori lucrurile astea, în anii aceia, noi învățam chiar în orele de teorie, de pregătire teoretică,
În liceu, nu neapărat în spital, la patul bolnavului. Acum s-au schimbat mult. Noi și... nu ne-am făcut intravenoase, dar ne-am făcut intramusculare. Cu toții. Deci în clasă, colegul meu de bancă mi-a făcut mie, eu le-am făcut da, lui. Da, erau orele acelea de instruire practică foarte multe, erau 9 ore pe săptămână, adică noi aveam orele teoretice dimineața, ca orice liceu teoretic, și după amiaza de la ora 2 la ora 6, în fiecare zi, cu excepția zilei de sâmbătă, când aveam programul acela mai scurt până la 12:01, aveam instruire practică și materiile... o parte din specialitățile medicale. Și în momentul în care am terminat liceul sanitar, eu am terminat șef de promoție. Foarte frumos. Cu o medie foarte mare. Am dat bacalaureat la anatomia aceea de liceu sanitar, care avea 400 de pagini. Am luat la bacalaureat 9,90 și când am dat admitere la medicină, unde se, era o modalitate de evaluare destul de una pe care eu nu o înțeleg. Adică trebuia să înveți cuvânt cu cuvânt niște materii ca să poți să redai și să... Exact așa se și corecta. Nu scriai cuvânt cu cuvânt, te depunctau. Și eu am dat admitere și la medicină în primul an, la anatomia asta de liceu sanitar, pe care bineînțeles că nu am putut să o memorez cuvânt cu cuvânt 400 de pagini. Și diferența între bacalaureat și admiterea de la medicină ca notă obținută a fost 6,50, adică după care am lucrat. Am lucrat un an de zile, deci nu am intrat. Am lucrat un an de zile în spitalul județean. Am primit repartiție pentru că nu aveam domiciliul în Craiova. Chiar dacă am fost șef de promoție, nu am primit repartiție în Craiova. Am primit în orașul Segarcea, la câțiva 20-30 de kilometri de Craiova. Dar am reușit să mă transfer și am stat în Craiova, am lucrat în spitalul județean. La ce secție? La obstetrică, ginecologie, 6 luni, și 6 luni am reușit să stau în sterilizarea centrală a spitalului. Ceea ce vă conferea puțin timp să învățați. Mai aveam puțin timp să învăț și am avut un program inimaginabil, nu știu cum am făcut față, mă trezeam în fiecare dimineață la ora 5 și mă culcam în fiecare noapte la ora 12, ajungeam acasă la ora 4, 4 și ceva și până la ora 12 învățam. Și așa a trecut un an de zile și am dat din nou admitere la medicină. De data aceasta am învățat cartea aceea de biologie de 100 și ceva de pagini și am intrat la medicină cu o medie destul de bună. Am terminat medicina cu gândul să devin un clinician foarte bun. Așa visam la vremea aceea. Am terminat facultatea și am născut și băiețelul. M-am căsătorit după anul 4 de facultate. Profesorul meu care mi-a coordonat doctoratul îmi spunea mereu în glumă că m-am grăbit. Nu știu dacă m-am grăbit, așa a fost să fie. Mă bucur că am luat decizia de a păstra sarcina și a-l naște pe Bogdan, pentru că după ce am terminat facultatea și am devenit salariat și oarecum mai responsabilă decât eram ca studentă, că ne-au ținut părinții, am ajuns în București. Am făcut stagiatură un an în Craiova, după care am dat examen, concurs de secundariat se numea pe vremea aceea, nu rezidențiat ca astăzi. Și specialitățile pe care le-am ales eu și soțul meu nu se făceau decât în București. Și așa am ajuns în București. Soțul meu cu chirurgie plastică,
eu cu igiena alimentației și nutriției. De unde ați pornit și până în ziua de astăzi ați rămas pe această specializare? Am rămas pe această specializare. Știți la ce m-am gândit în timp ce vorbeați cu cuvânt cu cuvânt? Mi-am adus aminte de o definiție din anatomia de a noua. Aveam și noi o profesoară de anatomie, Brici. Imaginați-vă că în fiecare oră de anatomie, dar în fiecare oră, ne dădea un test din 5 propoziții. În 5 minute, dacă știai, scriai la 1. Scria numai 1 și ea spunea. Ce deosebire este între reticul endoplasmatic neted și cel rugos? Și trebuia să scrii. Are ribozom pe suprafața externă a canalicurilor. Atât avea timp. 2. Ce este citoplasma? Citoplasma este un sistem coloidal în care faza de dispersie este apa, iar faza dispersată este un ansamblu de micele coloidale aflate în stare de mișcare browniană. Atât puteai să scrii. 3. Deci, dacă nu știai exact ce să spui, și luai 2, luai 3. Și toate astea le puneam în catalog pentru că la sfârșit să fac o medie dintre ele. Deci dacă nu învățai la fiecare oră, erai varză. Și ții minte că eu credeam că sunt șmecher. Aveam în clasă niște copii, poate mi-a ascultat unii dintre ei, care astăzi sunt medici și așa mai departe, eram cam slăbuți printre ei. Eram slăbuți, eram mai mult cu umorul, cu așa. Învățam pe rupte, dar eram mai slăbuți decât ei. Și învățau copiii aia, frate, Doamne, deci știau tot cuvânt, cu cuvânt, cu cuvânt. Și erau cerințe, asta vreau să spun. Erau cerințe și pe vremea aia se făcea școală serioasă. Ați ajuns la București. Igiena alimentară. V-a atras domeniul ăsta? Nu m-a atras domeniul acesta, dar când am dat examenul de secundariat, am fost 3.000 de candidați din toată țara, pentru că era a doua sau a treia sesiune de examen de genul acesta și dădea cei care lucrau în diverse alte orașe decât în orașul de domiciliu, aveau ocazia să ajungă în localitățile de domiciliu, să intre în oraș, că pe vremea aceea nu toată lumea primea repartiție în oraș, era cu buletin, era destul de complicat, trebuia să treci prin stagiatura aia de la țară, deci lucrurile erau destul de complicate când terminai o facultate în anii aceia. Așa am fost sfătuiți de un bun prieten ginecolog din Craiova. În ideea în care fostul meu soț își dorea o anumită specialitate chirurgicală, prietenul nostru a spus, lasă, tu ești femeie, ai un copil, ia-ți o specialitate mai ușoară care să-ți permită să te ocupi și de copil. A fost mai ușoară specialitatea? Pot să spun că este mai ușoară prin faptul că nu faci gărzi. Deci nu ești expus stresului fizic, psihic. Este mai ușoară decât o specialitate chirurgicală, trebuie să recunosc. Și probabil că este mai ușoară și decât multe alte specialități. Gândiți-vă la un medic de terapie intensivă, cu ce se confruntă. Adică sunt specialități unde, într-adevăr, medicul, urgența nu mai vorbim când trebuie să iei o decizie în secunde ca să salvezi viața unui om. Vreau să citesc de pe CV-ul ăsta câteva lucruri și apoi să vă întreb. Din 2010, medic primar igienă, aveți multiple responsabilități, printre care președintele Comisiei de Igienă din Institutul Național de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balș. Sunteți la Institutul Național de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balș. Ați fost directorul de Direcția de Control în Sănătate Publică. Ați fost la Ministerul Sănătății, director adjunct în Sănătate Publică. Și de la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. Toate care se leagă de această profesie extraordinară de medic. Care poziție v-a plăcut cel mai mult? Care v-a făcut să munciți cel mai eficient din perspectiva dumneavoastră?
Ceea ce fac acum. Ceea ce faceți acum. Da, ceea ce fac acum. Și o spuneți cu mare satisfacție. Spun cu mare satisfacție. Deci am fost 15 ani funcționar public. Am lucrat în Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București ca simplu medic de sector, apoi șef de birou avize autorizări, apoi director adjunct. Am fost un an director în Ministerul Sănătății. Acolo m-am ocupat foarte mult de aplicarea legislației în domeniu și cât am lucrat ca director adjunct la Direcția de Sănătate Publică, mă ocupam și de programele de sănătate, programele profilactice care se implementează prin direcțiile de sănătate publică. Plecând în Ministerul Sănătății, am coordonat activitatea de control în sănătate publică la nivel național și am contribuit foarte mult la elaborarea legislației în domeniul nostru. Pot să spun că mi-au plăcut foarte mult acei ani. Dar parcă îmi lipsea ceva. M-am înscris la doctorat înainte de a da examenul de medic primar. În 1998, primariatul l-am dat în 2000. Când am dat primariatul, cei doi profesori din comisie mi-au propus să devin cadru universitar. Îmi propuseseră să-mi scoată post de asistent universitar. Am promovat examenul de medic primar cu 10 și probabil că asta felicitări a făcut. Alături. Mulțumesc frumos! Numai că eram proaspăt divorțată, singură cu un copil în clasa a doua în București și am considerat că nu pot să-mi iau prea multe atribuții, deși financiar poate era mai bine, pentru că nu voiam să las copilul să stea cu străini de dimineața până seara, că trebuia să am norma întreagă la Direcția de Sănătate Publică și să mai capăt încă o normă la facultate. Și am refuzat. Dar știți cum este, când este să ți se întâmple, ceva ți se întâmplă. Sunteți acum cadru universitar, sunteți conferențiar universitar. Trebuie să înaintăm rapid la subiectul nostru pentru că a trecut timpul foarte repede, nu știu de ce. Doamna doctor, cât de grave sunt lucrurile cu privire la mâncare în România? Păi, cred că sunt destul de grave dacă ne gândim la procentul mare de persoane cu obezitate și cu exces ponderal. Suntem undeva la 19-20% procent de obezitate și 50% persoane supraponderale. Adică nu au atins pragul obezității, adică dar sunt acolo. Între... Supraponderal, așa. Acum nu știu, trebuie să... Mă străduiesc, să știți, mă străduiesc. Nu arătați chiar supraponderal. Acum, nu știu, ar trebui să vă fac o bioimpedanță ca să văd dacă aveți și masă musculară. Mi-e frică. Vă este frică? Da, mi-e frică. Așa, deci dacă ne referim la acest aspect, clar lucrurile au scăpat de sub control. Și ce este îngrijorător este faptul că avem foarte mulți copii mâncăm obezi. Prea mult sau mâncăm prea prost? Cred că mâncăm și mult și prost. Asta este părerea mea. Suntem săraci. Care sunt vinovatele dintre alimente cele mai mari pentru situația asta? Păi, preparatele din carne, fast food-urile, și când zic preparate din carne, mă refer în special la mezeluri, la carnea tocată, nu la o felie de mușchi sau o felie de pastramă, unde ai totuși ceva mai multă carne. Dar mă refer la toate salamurile, parizeri, crembuști și așa mai departe.
fast food-ul ăsta care ne-a invadat... Acum să vă întreb, doamna doctor, vedeți, e piept de pui sau vită pusă una peste alta, se învârte la o chestie, nu e prăjit în ulei, se pune într-o felie de pâine din asta arăbească, așa, cu niște legume, cu așa, ce e așa mare rău în chestia? Nu e așa, păi, dar nu vă referiți numai, dacă vă referiți la șaorma, dacă ar fi făcută după rețeta mea, chiar ar fi foarte sănătoasă. Adică să fie o lipie din aceea integrală, să conțină numai legume, cu carnea aceea care stă acolo foarte multe ore, nu sunt eu foarte bine împăcată, pentru că la temperatura la care ea stă pusă pe țepușa aceea multe ore, se pot dezvolta foarte multe bacterii care se găsesc în carne. Alimentele nu sunt sterile, asta trebuie să înțeleagă toată lumea. În alimente există o încărcătură microbiană, se aprofită și la temperatura aia de acolo, care nu este peste 63 de grade, aceea ar fi temperatura la care se pot păstra alimentele ca să nu se multiplice bacteriile. Se dezvoltă bacteriile acelea și încep să denatureze proteinele și mănânci șaurma aceea și dacă ești puțin mai sensibil, imediat încep să ai probleme digestive. Nu faci toxi-infecție alimentară, dar faci niște manifestări de astea de disconfort, cu vărsătură, cu diaree, cu durere abdominale, adică sunt niște lucruri. Nu le face toată lumea, evident. Dar sunt hamburgerii, carne tocată, cu multă grăsime, cu mulți aditivi, tot felul de aditivi care te fac dependent de mâncarea respectivă. Sunt băuturile răcoritoare îndulcite și chiar dezastru, dacă nu sunt dezastru. Și carbogazoase și necarbogazoase. Nu adică, e prea mare diferență din punct de vedere al sănătății între carbogazoase și necarbogazoase. Nu, pentru că ele conțin zahăr și atâta timp cât au zahăr adăugat. Și dacă n-au zahăr, zice că e fără zahăr și au aspartam, spre exemplu? Nu este, nici indulcitorii nu sunt recomandați. Sunt o serie de studii care în America sunt arată, interzise, spre exemplu, anumite chestii. Da, pentru că unii sunt cancerigeni. Am avut de curând o prezentare la conferința de microbiologie de la Sibiu, în care am făcut o prezentare legată de substanțele chimice din mediu și flora intestinală, care are niște roluri foarte importante în organism și care poate fi alterată din cauza diverselor substanțe chimice. Substanțe chimice din aer, substanțe chimice din alimente, substanțe chimice din cosmetice, din creme, din parfumuri, din rujuri, din produsele de îngrijire din casă. Deci, pur și simplu, m-am îngrozit și eu citind foarte mult pentru a pregăti prezentarea respectivă. Nici nu realizăm câte substanțe sunt în jurul nostru care ne fac rău fără ca noi să conștientizăm vreun pic. Gândiți-vă numai la aerul pe care îl respirăm. Probabil că și dumneavoastră vă gândiți că aerul nu poate să ne facă rău cumva în relație cu tubul digestiv, de exemplu, cu flora intestinală. Vă gândiți, pe ăla îl respirăm, ajunge la plămâni și probabil că o să suferim astm bronșic, bronșită, cancer pulmonar, cel mai nefericit caz. E, uite că pulberile acelea din aerul pe care noi îl respirăm ajung chiar în tubul digestiv, în intestinul subțire și acolo produce o serie de alterări ale, produc alterări ale florei intestinale. Și de aici pleacă o serie de alte dereglări, așa încât nici nu știi ce este mai bine să faci. Eu zic că fiind înconjurați de atâția factori de risc și comportamental, ar trebui să încercăm să ne educăm, să ne informăm că
cu educația văd că nu prea da, se face reclama, mare prea lucru. Puternică, doamnă doctor, prea puternică. Ne zăpăcește la cap și moșul ăla cu sticla de suc și altele. Acum abundă, toată lumea găsește tot felul de chestii ca să ne cumpărăm. Pline de zahăr, pline de grăsimi, pline de da, mai prostii. Scad puțin prețul și uite așa se duce omul, cumpără, nu știu, eu nu consum acele băuturi din 1993, de când erau dozatoarele acelea cu cozile acelea imense și lucrând la vremea aceea, ajungând în direcția de sănătate publică, chiar făceam probe la băuturile acelea care se vindeau la dozator. Și erau pline de conservanți, deci aveau benzoat de sodiu în ele mult peste limitele maxime admise, pentru că comercianții de la vremea respectivă nu aveau instrumente și echipamente să cântărească acolo 5 grame, 10 grame la nu știu ce cantitate de... Și puneau cu lingurița sau cu lingura. Ori în felul acesta înghițeam noi la tot felul de substanțe chimice și... Beau copiii în special, că îmi aduc aminte cozile care erau în Craiova în perioada respectivă, alea, tech, la dozatoarele acelea, ce denumire aveau ele, nu mai contează. Dar nu suntem departe nici acum. Ce facem de sărbători acum? Că oamenii mai cumpără, mai bagă mâna în buzunar. Păi, știți știu cum din este? Experiență că cele mai multe urgențe sunt între Crăciun și Anul Nou. Și după Anul Nou imediat și nu ne lecuim și tot mâncăm până nu mai putem. Ce facem, doamnă? Ce mâncăm? Păi, ce mâncăm? Acum, dacă eu vin să vă spun că ar trebui să mâncăm sănătos de Crăciun, probabil că v-ați uita la mine într-un anumit fel și cei care ne privesc s-ar uita la mine și ar spune, uite-o că a venit să ne învețe să mâncăm sănătos tocmai de Crăciun și de Revelion. Sigur că astea sunt obiceiurile noastre, tradițiile, trebuie să mâncăm preparate din porc, trebuie să mâncăm cozonac, trebuie uite, să mâncăm salată de bœuf. Uite, sunt deloc porc, spre exemplu, eu nu mănânc deloc porc. Foarte bine faceți că nu mâncați porc, vă felicit și eu mănânc foarte rar porc, mănânc mai mult curcan, mănânc pui. Eu, spre deosebire de foarte multe persoane pe care le cunosc, mănânc puiul acesta din comerț, pentru că nu am de unde să procur pui de țară tot timpul. Și plec de la ideea că instituțiile statului care trebuie să se ocupe de siguranța alimentului își fac treaba. Și atâta timp cât nu am făcut nicio alergie, deși sunt o persoană destul de sensibilă și mai fac alergii din când în când, nu am făcut alergie la carnea de pui, nu mi-a crescut nimic că ar fi primit hrană cu hormoni și așa mai departe, lucrurile acestea care circulă în populație. Ce ar trebui să mâncăm de Crăciun? Păi ce să mâncăm? Ce pregătește fiecare? Moderația trebuie să fie unitatea de măsură pentru fiecare aliment pe care îl mâncăm. Ar fi bine să nu amestecăm toate alimentele, să mâncăm sute de grame de grăsime la o singură masă, să mâncăm puțin dimineața și pe lângă un preparat din acela, să mâncăm și niște legume, să mâncăm și un iaurt, să mâncăm la prânz, eu știu, un fel principal care să conțină carne, de care o fi, de porc, de pui, de curcan, și la fel să mâncăm multe legume. Cum vă spuneam, eu nu recomand porc. Așa, nu recomandați porc, nici eu nu-l recomand, mai ales în preparate. Deci dacă este să recomand porcul, îl recomand numai... mușchiul de porc, noi, carnea pericol, foarte acum, slabă. Cu toate tradițiile noastre, mai este pericol de trichineroză în România? Vreau să vă întreb. Se menține, sunt foarte puține cazuri de trichineroză în România. De regulă apar în mediul rural, da, acolo unde se organizează un eveniment și se taie porcul și oamenii, nu știu, fie că sunt neinformați, fie că sunt foarte săraci, fie că nu au un veterinar pe aproape și nu duc o bucățică de ceafă sau de mușchi intercostal să-l ducă la
analiză, să-i facă un examen microscopic, să vadă dacă are sau nu are, atâta timp cât avem și șobolani, avem și trichineloză, deci la porci, există, deci. Dar pericolul nu ar trebui, deci pericolul există, dar oamenii ar trebui să meargă rapid la veterinar, că este în oraș și merg la piață, că este la țară și merg la cabinetul lui. Am înțeles. Deci din dumneavoastră nu recomandați practic porc. Eu nu îl recomand în alimentația zilnică. Am înțeles. Ideea este că ne-ați spus despre moderație, să mâncăm puțin tel. Să mâncăm puțin tel, să avem grijă la asociere și dacă mâncăm... Ce alimente n-ar trebui asociate? Ce alimente nu ar trebui asociate? Păi nu ar trebui, de exemplu, mai bine mă întrebați ce alimente ar trebui asociate. Okay. Deci este foarte bine să asociem proteine și de regulă să mâncăm, dacă nu suntem vegetarieni, când trebuie să combinăm și proteinele între ele ca să obținem toți aminoacizii ăia esențial pe care nu-i sintetizează organismul. De exemplu, fasolea ar trebui mâncată cu orez sau lintea cu orez ca să obținem toți aminoacizii esențial. Dacă mâncăm numai orez cu ciuperci, ar fi un caz fericit dacă ar fi mai multe ciuperci în orezul acela, că tot mai conțin proteine. Ar trebui să combinăm oul, de exemplu, cu derivate cerealiere și cu legume, pentru că oul aduce toți aminoacizii esențiali și în felul acesta echilibrează conținutul mesei. Dacă mâncăm carne, și ea ar trebui să fie slabă, să fie fără grăsime pe cât posibil și să o asociem tot cu legume și cu derivate cerealiere. Dulciurile ar trebui, dacă mâncăm din când în când, ele ar trebui mâncate în prima parte a zilei, când suntem și mai activi, și ar trebui consumate printre mese. Niciodată nu mănânci după ce ai mâncat și ciorbă și felul 2, mai mănânci și tortul și... Nu așa zice ceva dulce la sfârșit. Fructele, da. Fructele ar fi bine de asemenea să le mâncăm printre mese și nu la sfârșitul mesei sau înainte de masă. Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le învățăm până la urmă dacă vrem să mâncăm sănătos și să ne păstrăm sănătatea, pentru că nu le poți reține dintr-o dată. Deci ar trebui așa, început din școală, început din clasa întâia poate, câte puțin așa, să educăm copiii să mănânce sănătos odată și să trăiască sănătos. Ar trebui la fiecare masă să avem ceva crud? Ar fi bine treaba asta? Este bine să mâncăm crud, dacă vă referiți la legume, la salate, și la fructe. Sigur că este bine să mâncăm o masă cu legume crude, o masă cu legume prelucrate termic, dar cât mai puțin, ca să le păstrăm. Sunt anumite legume, de exemplu, care trebuie consumate prelucrate termic, gen roșiile sau morcovul. Noi nu mâncăm morcov pentru vitamina C. Nu avem de ce să-l mâncăm crud. Poate așa, pentru dantură, pentru să ronțăim ceva între mese. O salată de crudități cu morcov, cu rădăcinoase, cu ăsta e foarte bună. Da, este foarte bună, dar ca să beneficiem de aportul de vitamine, de beta-caroten, este mai bine să-l avem puțin prelucrat termic. Să fie al dente făcute, dar să fie puțin prelucrate termic. La fel și roșiile. Este bună o salată de roșii, nu e bună asocierea cu brânză, dacă mă întrebați. Cum nu este bună asocierea de lapte cu cacao, dar pentru că și cacao și roșiile conțin oxalați și leagă calciu și atunci nu mai beneficiem de aportul de calciu din brânzeturi sau din lapte, dar decât să nu mănânce copilul deloc lapte pentru că îl vrea cu cacao, mai bine să beneficieze de jumătate de aport de calciu decât deloc.
Întreabă o doamnă, ce se poate mânca seara? Și aceasta este ultima întrebare. Ce se poate mânca seara? Acum, dacă seara se mănâncă foarte devreme, foarte devreme însemnând ora 6-7 și somnul vine pe la ora 11-12, ar fi bine să mâncăm proteine. Adică să mâncăm un pește, să mâncăm o friptură slabă cu o salată sau cu niște legume făcute la abur sau făcute la cuptor sau făcute într-un fel. Pentru că proteinele țin de foame cel mai mult. Deci nici glucidele, nici, adică nu pâinea ne ține de foame, mai ales dacă este albă, făcută din făină albă și nu e din făină integrală, și nici grăsimile. Și atunci este bine să mâncăm un aliment care conține proteine, gen pește, carne, chiar ou pentru cei care seara tolerează, și seara, da, care este problema. Eu știam că ou dimineața e medicament, la miază aliment, seara e o travă. Da, o travă, nu știu, pentru cei care au probleme biliare, poate. Dar pentru un om sănătos, un ou poșat sau un ou fiert este foarte, foarte bun. Mulțumim foarte mult, doamna doctor. Prind și eu curaj un pic după emisiunea cu dumneavoastră. Nu m-ați recunoscut ca fiind supraponderal, așa că o să încerc să mă țin foarte bine. Vă doresc mult succes în activitate. Mulțumesc și frumos! Vă aștept și într-o emisiune viitoare să vorbim despre problemele astea ale românilor cu gripa aviară, cu porcină, cu toate celelalte care sunt urgențe la instituțiile. Probabil că trebuie să aveți un alt invitat. Da. Un medic infecționist foarte bun, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase, profesorul Străinu Cercel. Vă mulțumesc. Este cel mai în măsură să vină și să vă spună cum stăm cu toate aceste amenințări. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, doamnă și domnilor, și mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim grupurilor de Facebook care ne primesc emisiunea noastră, Azi și Român de Pretutindeni și altele. Sunt Cornel Dervășan, seară bună!